Jaja, bajola, baba! Salutare tuturor, sunt Andrei și azi vorbim de poezie. Suceveanul oare știe? Știe, sigur. Păi cine nu știe măcar câteva poezii? Bine, poate nu pe de rost, dar poeți și scriitori, ei știm și noi. Sunt foarte mulți, mai ales români de ai noștri. Vrem și noi să vedem când ați citit ultima dată poezii. Și la ce vă gândiți când citiți poezii? Bine, asta depinde și de subiectul poeziei. Ce să vă spun? Vrem și noi să ne relaxăm astăzi și să ne gândim la poezii. Poezii? Când eram și eu, domnișoară. Da, mă mai gândesc. Cam de mult. Am citit, să nu exagerez, acum vreo 3 săptămâni. Am citit de Eminescu, stai așa că spun exact, poezia, Ce te lege în codrule, după aceea mai, într-o carte care am mai multe cărți, așa, după aceea am mai citit încă un roman românesc, de, iar tot la fel, am luat de citit de la librărie cu Moș Ion, deci cu așa și presul, ca să nu exagerez așa, când mai am un pic de timp liber, mai iau câte o carte, că am română, mi-a plăcut și în școala elementară, că eu înainte să făcea 7 clasă, nu... Și am făcut 7 acolo și plus 3 profesionali, 10 care egalează ca acum cu liceul. Nu știu, de mult. Al meu a fost Petrufi. Nu știu dacă cunoașteți. Petrufi Șandor. De ce? De ce l-ați ales pe el? Ei, de la școală încă am moște. Am îndrăgostit de ei și în continuare a rămas. Păcat că a murit. Eminescu. Mă unge puțin la inimă și este foarte melancolic. Poetul preferat e George Cojuc. Și am citit iar în școala elementară care mi-a plăcut cel mai mult poezie, care era cea mai mare de asta ce te lege în codurile și așa, dar încă una care cea mai multe strofe avea, care am învățat-o pe de rost și am recitat-o și am luat 9, știu că atunci 10 spune că Arius, ca cea la care a făcut cartea, și 9 elevul și profesorul. Eminescu. Așa mi-a rămas de la școală tipărit în minte. Mai mult citesc un roman. Știți? Și poeziile îmi plac foarte mult. Fără discuție. Aduc aminte de tinerețe. Pe undeva, ca să spun așa drept, una că mai, adică să mai recicleze, să mai recondiționeze o leacă convorbirea și cu tare, că înainte, na, cum se vorbea așa, acum se duce până la București, vine înapoi și îi trage cu păi, cu tare, păi, pe dincole, păi, dincoace. Când e vorba ta românească, e românească, domnule, dacă ai să vorbești, spune, băi, nea cu tare, sau băi, moșul cu tare și tare, dar, na, asta e părerea mea, nu știu la... Eu știu un repuls, așa, o răsuflare, ceva... Foarte tare, foarte, foarte, foarte tare. Cine iubește literatura merge până la mormânt cu el. Eu o apreciez foarte mult și citesc foarte mult. Nu știu ce faci tinetul din ziua de astăzi. Am impresia că se ocupă mai mult de internet, de jocuri video și de droguri. De ăștia care sunt cam de vârsta mea și înainte, mai da. De copii, adică de tineretul ăsta, literatura cam ipi. Calculator, așa, și el și-a făcut și temele și așa. Eu treceam pe maculator, scriam întâi, după aceea treceam pe care de curat, el acum direct subit acolo, nici și-o e la... Din punctul meu de vedere, da. Da, cu... Da, da. Dar orice caz ca altă dată, nu mai sunt. Nu mai sunt așa cum altă dată.
Am pierdut un poet mare astăzi. Păcat, a pierdut România unul poate din cei mai mari poeți pe care a avut. Sunt, dar nu sunt cărțile citite pe undeva. Adică dacă X sau Y e poet și tare și nu le cărțile, eu nu o citesc, nu pot să dau părerea că e pe undeva îmi place sau e bun. Dar dacă citești, îți dai, poți da părerea dacă e bun sau nu e bun la așa ceva. Da, Coșbuc, Păunescu, când Dumnezeu să-l ierte, s-o stâns azi din viață. Asta-i. Mai citim poezii din când în când. Păi cu atâția poeți valoroși în țara noastră, cum să nu citim poezii? Cel mai mult ne amintim de cine? De Eminescu, parcă, da. El e cel mai cunoscut dintre poeții români și toată lumea își aduce aminte de el. Ba chiar din când în când mai și citim poezii de ale lui. Mai sunt. Poeți valoroși mai sunt. Și ați văzut că poeții preferați ai unora, nici n-am auzit eu de ei. Eu știu, nu se știe niciodată. Mai avem poeți valoroși și acum în viață. Păcat că unii dintre ei mai pleacă. Cum este și Adrian Păunescu. Dumnezeu să-l odihnească în pace. Noi citim poezii și ne relaxăm și ne ungem sufletul cu puțină cultură. Dacă vă vine vreo idee de emisiune, aștept un SMS la 0744-238-830. Intrați și pe site-ul nostru www.vbf.ro. Acolo găsiți toate emisiunile. Pentru Bucovina TV, Viața bate filmul, Andrei. Pentru o casă, o instituție sau o firmă, ai nevoie de geamuri termopan, pavele vibropresate, amenajări interioare și exterioare, elemente din fier forjat și consultanță pas cu pas pentru proiectul propus. Pentru toate acestea, noi suntem alegerea perfectă. Transpavai și Transtermo, cu experiență de peste 17 ani, vă stau la dispoziție. Producție și montaj pavele vibropresate, Transpavaj este soluția. Termopane cu oferta corectă de preț, Transtermo este alegerea dumneavoastră. Transtermo și Transpavaj, prin Contransport, vă aștept. Suntem în showroom-ul nostru, Bulevardul George Enescu, zona mobilă. Telefon 0745-644-375. Ca să te simți bine în casa ta, ai nevoie de un mobilier de calitate. Îți dorești mobilă de lux? La noi găsești un stoc variat de mobilă modernă, din pal sau din lemn masiv, tapizată cu stofă sau piele. Sunteți așteptați la magazinul Mobila lângă Bucovina, vis-a-vis de finanțe. Living Max la doar 1490 de lei. Alsace Mod. Arta secolelor trecute te va răsfăța.